Viitorul Locomotiva Buzău merge ceas în campionatul Superligii Județene. Jucătorii au câștigat pe teren propriu partida împotriva formației Carpați-Nehoiu cu scorul de 2-0 într-o partidă din etapa a 19-a. Buzoienii se mențin pe locul 2 la doar un punct în spatele liderului Voința Lanuri. A fost un meci interesant cu o formație gazdă net superioară care a deschis scorul relativ târziu în minutul 35. Primul gol a fost marcat de Marian Manea după o excelentă centrare a fundașului dreapta Poterașu. Foarte bine Nicola, playmakerul. Și iată 1-0 centrarea lui Poterașu, fundașul dreapta, foarte bine pentru Marian Manea și acesta reușește să deschidă scorul. Repriza a doua s-a desfășurat pe aceleași coordonate, cu Viitorul dominând o echipă oaspetă fără replică. Cei de la Nehoi au jucat foarte modest, neavând nicio ocazie semnificativă. Pe fondul acestui joc, buzoienii au marcat din nou prin Mihălcescu, care și-a trecut în cont o nouă reușită. Iată, greșește acolo, ce greșeală a făcut portarul Stroie și 2-0 gol marcat de Mihălcescu. O greșeală copilărească a lui Stroie. Până la final, Viitorul a mai avut câteva oportunități de a majora scorul, însă tabela a rămas neschimbată. 2-0 pentru Locomotiva, care se menține pe poziția secundă a clasamentului, la un punct în spatele liderului Voința Lanuri. Iată și celelalte rezultate consemnate în etapa a 19-a. Olimpia Râmnicu-Sărat, Petrolul Berca 0-1, Recolta Sălcioara Metalul LPS Buzău 0-4, Voința Lanuri Pescărușul Luciu 3-1, Viitorul 08 Vernești Victoria Boboc 1-1, Steaua Săhăteni ASE Săgeata 4-2, Tricolorul Gălbinaști Avântul Spartac Zărnești 0-3 și Gloria 2 Buzău FC Puiești 0-4. În clasament conduce Voința Lanuri cu 48 de puncte, urmate de Viitorul Locomotiva Buzău cu 47, FC Puiești și Olimpia Râmnicu-Sărat, ambele cu câte 40 de puncte.